Încep deja vacanțele de vară. Mai e timp pentru cei care nu s-au hotărât să aleagă o destinație pentru iulie sau august. Grecia este printre primele destinații luate în calcul de români. Când vine vorba de Grecia, însă, mulți ar vrea să încerce și alte variante decât Tasos sau Halkidiki. Cezar Dumitru este pentru prima dată anul acesta în Grecia și a ajuns în insula Lesbos, după oprire la Atena. Și este chiar acum în legătură directă cu noi video din Grecia. Bun găsit, Cezar! Bună seara din Lesbos! Ce ai descoperit acolo? Este prima dată când ajungi în această insulă sau ai mai vizitat-o anterior? Nu, este prima dată. Practic am ajuns acum vreo 2-3 ore, doar ce am ajuns la hotel, mi-am instalat setup-ul aici ca să putem să vorbim. Ca o primă impresie, mi se pare că este o insulă extrem de liniștită, dar foarte liniștită. Este și o insulă care nu este foarte turistică, este o insulă, ei mizează pe autenticitate, dar nu pot să spun că am văzut mare lucru, începând de mâine o să mă apuc să descoper această insulă. Ai vorbit, știu, și cu tot felul de operatori din turism pentru a afla care sunt prețurile, pentru că ăsta este unul dintre subiectele importante pentru români. Este la fel ca în 2023 în Grecia anul acesta sau vedem și acolo niște scumpiri, niște modificări pe care trebuie să le știm înainte de a ne face o planificare? Am vorbit cu mai mulți tur operatori români, de exemplu aici în Lesbos, că tot vorbeam de o insulă nouă care trebuie vizitată, va avea zboruri charter începând din iunie. Eu am zburat prin Atena pentru că încă nu au început zborurile charter, dar de la mijlocul lui iunie vor fi zboruri charter. Va fi o problemă, am ales în iulie și august. Pentru că vor fi foarte multe hoteluri care vor fi sold out și nu datorită românilor. Noi suntem, cred că, a 10-a sau a 9-a națiune ca număr de turiști, ci mai ales datorită celor veniți din Europa Occidentală. Vin realmente coarde de englezi, de germani, de francezi în special. Și aici vorbim nu de milioane, ci de zeci de milioane de oameni. Și anul trecut a existat realmente o problemă de sold out. Au existat insule care în iulie și august nu puteai să găsești loc decât să dormi în pădure sau pe plajă. Grecia asta nu a scumpit foarte mult. Se așteaptă o creștere de undeva 10, maximum 15%, dar mai mult în jur de 10%, dar din nou, în sezon, în iulie și august. Deci ideea este că ori trebuie să te miști foarte repede, că s-ar putea la un moment dat să pur și simplu să nu găsești locuri, indiferent de prețuri. Și să nu găsești locuri inclusiv în insulele mai puțin atractive sau mai puțin cunoscute, dacă este să vorbim despre Lesbos. Să știi că și aici vor fi probleme și motivul este simplu. Grecia a introdus visa on arrival pentru turci în insule. Deci orice turc se poate pune pe feri. Turcia e aici, se vede cu ochiul liber, cred că sunt 10 km până acolo. Deci în toate insulele se poate veni cu feriul din Turcia și nu mai trebuie să te duci la ambasadă, la Ankara sau la consulat, se dă visa on arrival în anumite condiții. Anul trecut am vorbit cu cei de aici, au fost în jur de 50-60 de mii de turci, anul ăsta se așteaptă peste 200 de mii. În condițiile în care nu sunt foarte multe unități de cazare, deoarece nu este o insulă turistică, după cum am spus, și aceasta de fapt este șarmul acestei insule. Deci, părerea mea este, nu neapărat despre Lesbos, din nou, ți-am spus, în Lesbos vor fi zboruri directe, vor fi zboruri charter, dar în absolut orice insulă, dacă realmente vrei să găsești la preț bun și ceva de calitate, trebuie ca decizia să fie luată foarte, foarte repede. Sau, eventual, dacă poți, dacă îți permite programul, să-ți iei vacanță puțin mai târziu, poate chiar în septembrie, la începutul septembrie, înainte de a începe școala, dacă sunt și copii în vacanță, dacă mergi în concediu și cu copii. Aș vrea să vorbim puțin și... Marea majoritate ar cerca să opresc undeva la jumătatea lui septembrie, când încep școlile. Tocmai. Deci ăsta este un factor, dar din nou, iunie și septembrie sunt niște luni extraordinare de a veni în Grecia, oriunde, indiferent de insulă, indiferent de locație, adică inclusiv pe continent.
E foarte important acest aspect, faptul că poți să mai găsești charter încă până la jumătatea lunii, asta să faci o vacanță înainte de a intra copiii la școală. Aș vrea să vorbim puțin și despre România, pentru că aici în România a avut loc de curând o gală, gala anuală în care se stabilește destinația anului și pentru cine vrea să-și facă vacanța în țară sau să descopere orașele României într-un city break, care de asemenea avem de asemenea o propunere. De curând s-a anunțat, cum vă spuneam, câștigătorul pentru competiția destinației anului 2024 și marele premiu a revenit orașului Sibiu. Știu că ai urmărit și tu această gală și urmărești acest eveniment în fiecare an în care s-a desfășurat. Ai urmărit în fiecare an în care s-a desfășurat. Cum ți se pare alegerea din 2024, Cesar? Nu numai am urmărit, chiar sunt implicat. Deci sunt implicat din 2020, de când a început toată ideea cu această destinație anului. Cred că Sibiu merită și merită cu prisosință, pentru că după 2007, când a fost capitala culturală, s-a dezvoltat, a continuat să se dezvolte, a continuat să investească, nu numai în repacerea unui oraș. Uite, inclusiv în imagine care le dați în acest moment, arată că orașul arată superb, ci și în tot soiul de evenimente. El continuă să fie, zic eu, capitala culturală a României datorită multiplelor evenimente, s-a diversificat, nu e doar cultura, au început să investească și în partea de drumeție cumva pentru a dezvolta și arealul de lângă Sibiu, care este extrem de ofertant. Din punctul meu de vedere, Oradea este Sibiul este un câștigător pe deplin meritat. Mulțumesc foarte mult, Cesar Dumitru, și așteptăm detalii despre cum ar trebui să ne programăm vacanța în Grecia pentru zilele următoare eventual, pentru că nu se mai găsesc foarte multe opțiuni, ne spunea Cesar Dumitru ceva mai devreme. Și dacă este să vorbim